O mare de credincioși s-a adunat la Suceava pentru sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. A fost o noapte albă pentru miile de pelerini adunați din toate colțurile țării la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou. S-au rugat fierbinte pentru sănătate și o viață mai bună. N-au uitat însă și de tradițional ambulzeală. Mai Nu s-au împins ca altădată, însă pelerinii n-au plecat acasă până ce n-au primit o sticlă cu apă și o porție de sarmale. A fost puhoi de credincioși la Suceava. Au venit cu miile din toate colțurile țării încă de aseară. Au stat sub cerul liber și au ascultat slujba. De dimineață, cu flori de sânziene în mână, pelerinii s-au așezat din nou la coadă. De data aceasta, pentru a intra în biserica la moaștele Sfântului Ioan. Am venit pentru o închinare și noi și credem în Dumnezeu că... No, să ne ajute și Sfântul și Tatăl. Se dă pe la Sfânt și se păstrează un an de zile în casă. Este pentru binele casei. Dacă știu că vin aici și mă ajută Dumnezeu și Sfântul Ion, la orice, am 17 ani care n-am lipsit nici într-un an. În alte părți ale țării, românii n-au uitat de tradițiile de sânziene. În satele de pe Valea Someșului, dis de dimineață, tinerii caută sânzienele pe câmp, iar mai apoi împletesc coronițe, pe care le aruncă pe case. De cununa ai zvârit piste casa veșinii, de cununa napcica, atunci eu mai mărita. Părinții noștri aruncă aceste coronițe peste stradă pentru a depărta dăunătorii în care ne mănâncă recoltele. Apoi încing hora în jurul focului, iar cine sare peste foc de numai puțin de 9 ori își va găsi sigur ursitul până la finalul anului.